Dați-mi voie să transmit compasiunea mea, a noastră, a Guvernului pentru familiile victimelor, pentru cei care au suferit în urma acestui act petrecut la Londra. În al doilea rând, vreau să vă spun că inclusiv în urmă cu câteva minute am avut o discuție cu ambasadorul României la Londra. Am fost în permanentă legătură și cu Ministerul Afacerilor Externe și cu domnul ambasador. Vreau să-i felicit pentru modul în care au gestionat la Londra situația. S-a constituit acea celulă de criză. Sunt în permanentă legătură cu cei doi români și cu familiile lor. Ceea ce mi-a spus domnul ambasador, repet, în urmă cu 10-20 de minute, e că pare ce a fost greu azi noapte în urma intervenției chirurgicale a trecut, dar în continuare se află sub strict observație. Pericolul în final nu a trecut. Important este să fim și alături de familie, să ajutăm cu ceea ce putem și chiar vreau să vă spun că sunt mulțumit de modul în care, încă o dată, de modul în care ambasada de la Londra a gestionat situația. Sper să o fac până la sfârșit la fel.